În municipiul Deva, Ziua Europei a fost marcată într-un mod inedit. Astfel, în orașul de la poalele cetății, s-a organizat pentru al doilea an consecutiv summitul muzical european. În anul 2019, în data de 9 mai, la Sibiu s-a desfășurat summitul șefilor de state și de guverne din Uniunea Europeană. În cinstea acestei reuniuni la cel mai înalt nivel, Filarmonica de Stat Sibiu a organizat atunci un program muzical excepțional sub genericul Muzica Europei, iar de atunci organizăm anual, în preajma zilei de 9 mai, o serie de evenimente artistice menite să ilustreze atașamentul nostru pentru Europa Unită. Așa se face că în mai 2020 am inițiat summitul muzical european, desfășurat în format online din cauza pandemiei COVID-19. Cea de-a doua ediție a evenimentului, în luna mai a anului trecut, a avut loc la Sibiu și, pentru prima dată, Filarmonica de Stat Sibiu a concertat și în fața dumneavoastră, stimați deveni. Succesul deosebit și primirea frumoasă de care am avut parte ne-a motivat să organizăm și anul acesta summitul muzical în orașul dumneavoastră. Timp de două zile, melomanii din Deva i-au putut urmări pe muzicienii României Filarmonicii de Stat din Sibiu, sub bagheta dirijorală a lui Piotr Zurkovski și pe pianistul italian Antonio Di Cristofano, care a oferit publicului lucrări compuse de Beethoven, Chopin și Brahms. Cea de-a doua ediție a summitului muzical european găzduită în orașul de la poalele cetății a fost organizată de către Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din aceeași localitate.